Și vedem că vremea a făcut prăpăd în Galați, acolo unde mai multe localități sunt sub ape. Pompierii acționează de ore bune, ba chiar au chemat în ajutor echipaje de la ISU Brăila, ISU Tulcea și ISU Vrancea pentru a putea face față situației extrem, extrem de grave. De altfel, Institutul Național de Hidrologie și Gospodăria Apelor a emis ieri atenționări cod galben și cod portocaliu de inundații, valabile până mâine la prânz, pe râuri din 18 bazine hidrografice. După cum am fost informați, probleme din cauza vremii, vă reamintim, au fost în mai multe județe din țară și sunt în continuare în Argeș, la Pitești, vremea a făcut prăpăd deja, mai mulți copaci au fost puși la pământ și, așa cum spuneam, situația este extrem de gravă. Și acum discutăm în continuare despre ce se întâmplă la Galați cu purtătorul de cuvânt al prefecturii, Teodora Diaconiță. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața, bine v-am găsit! Care este situația în acest moment acolo și ce măsuri să iau de către autorități? În acest moment se intervine cu toate mijloacele din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Galați, plus că au venit pompieri în ajutor din Tulcea și Brăila și așteptăm și pompierii din Vrancea și Buzău. Se intervine cu aproximativ 6 bărci din informațiile pe care le dețin în acest moment. Au fost evacuate deja 50 de persoane și mai avem circa 50 sau 60 de persoane de evacuat. Nu s-a putut interveni peste noapte pentru că a plouat torențial și viitura a fost foarte mare, însă imediat ce ploaia s-a oprit, pompierii au început evacuarea persoanelor și e foarte important de precizat, nu avem înregistrate victime. Cine ar trebui să coordoneze toate aceste echipe de pompieri, spuneați, din mai multe județe? Ei sunt coordonați de inspectorul șef de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați și sub coordonarea prefecturii Galați. În acest moment se va întâlni și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a dispune pornirea unei stații a ANIF-ului, astfel încât să evităm inundarea unui drum național. Care sunt localitățile cele mai afectate de aceste inundații? Cele mai afectate localități de inundații sunt Pechea, Cuza Vodă și Cudalpi. Înțeleg că sunt probleme cu curți inundate și la Valea Mărului. Însă primele trei localități sunt cele mai afectate și de acolo sunt în acest moment evacuate persoane din locuințele inundate. Așadar, s-a dispus evacuarea lor, pentru că altfel nu se poate, viețile le sunt puse în pericol. Nu pot să spun chiar că viețile le sunt puse în pericol, însă oamenii sunt în vârstă, sunt în case inundate și nu pot fi lăsați în aceste condiții. Preferăm să îi ducem într-un loc sigur, astfel încât și pompierii în urma lor să poată interveni cu motopompele pe care le au în teren pentru evacuarea apei din locuințe. Așadar, situația este în desfășurare. Spuneați că așteptați deja ajutor din partea județelor învecinate. Unde vor fi transferați acești oameni? Sunt deja locurile pregătite? S-a dispus oricum cât mai grabnic această relocare a lor? Județul Galați se află sub cod portocaliu, sub avertizare cod portocaliu de ieri și în momentul în care a fost emisă această avertizare de cod portocaliu, la nivel local s-au întrunit comitetele pentru situații de urgență. Fiecare primărie are locuri stabilite, fie în căminul cultural, fie în școli pentru evacuarea persoanelor și cu siguranță aceste locuri au fost pregătite de comitetele locale pentru situații de urgență. Mai mult decât atât, în momentul în care județul Galați a intrat sub avertizare de cod roșu, toate forțele au fost direcționate în teren și s-a solicitat sprijin de la alte 4 județe învecinate. Înțelegem că o situație specială este la localitatea Cuza Vodă, acolo unde apa a ajuns și la 1,5 metri. Nu știu dacă mai este în continuare această, să spunem, problemă cu apa, adică are această înălțime, însă care ar fi detaliile? De ce e specială situația de la Cuza Vodă? Este o situație specială și la Cuza Vodă și la Pechea, unde într-adevăr apa a avut și 1,5 metri, cum spuneți dumneavoastră, însă situația a fost în dinamică și a curs. Este vorba despre o viitură care s-a adunat de pe versanți și a traversat drumul județean. E specificul localității de așa natură și acesta a fost motivul pentru care s-a format această apă, însă în acest moment nu mai este apa. A fost o perioadă destul de scurtă de timp
apa la acest nivel. Tocmai de aceea nici pompierii nu au putut interveni imediat și a plouat torențial. Din informațiile pe care le-am, a depășit 100 de litri pe metru pătrat în anumite, în anumite stații. Da, vă mulțumim foarte mult, doamna Teodora Diaconiță. Mergem și discutăm în continuare despre ce se întâmplă la Galați cu purtătorul de cuvânt ISU, Dan Ionașcu. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră! Care sunt cele mai noi informații pe care le aveți din teren? În aceste momente intervenim în localitatea Pechea și în alte două localități, cu respectiv Slobozia, Udalbi și Costache Negri, cu forțe venite în sprijin de la ISU Brăila, ISU Tulcea și ISU Vrancea. Sunt circa 120 pompieri care acționează în teritoriu. Apa, cum vi s-a spus și mai devreme, ajunge până la 1,50-1,80 m, iar din cauza viiturii nu s-a putut acționa pe toate fronturile din cauza puterii apei care ne punea în pericol atât pe noi cât și pe victime. Deocamdată a salvat circa 60 din cele 120 persoane înregistrate ca fiind în pericol și care au fost sfătuite să rămână pe acoperișul caselor, în podurile caselor. Încă mai avem pe în teren o ambulanță blocată în localitatea Moscu, pe care pompierii încearcă să o evacueze. Și situația, cum vi s-a spus, este în dinamică. Revenim cu informații pe măsură ce vom avansa pe frontul și la apei. Așadar, ați avut o noapte foarte grea acolo, în zonă, în județul Galați. Spuneați de 60 de persoane din 120. Da, așa care a fost o noapte albă și în care am încercat să oferim și primul ajutor psihologic persoanelor care au fost blocate, înlocuinte, să-i sfătuim să nu încerce să se evacueze singure din cauza pericolului prezentat de viituri. Încă avem drumuri blocate, DN25, DG251. Inițial a fost și emis și ro alert, iar populația a aflat despre venirea acestei viituri, însă nimeni nu s-a așteptat la această amploare. Deocamdată sunt numeroase mașini luate de viitură și persoanele încă sunt speriate de amploarea evenimentului. Așadar, din câte știți, nu există victime omenești, ci doar foarte multe pagube materiale. În urmă cu câteva secunde, colegii mei m-au anunțat că există o victimă, o persoană găsită decedată în casă. E vorba de o persoană care e imobilizată la pat, care nu s-a putut deplasa și nu s-a putut salva singură. Din ce localitate? În localitatea Pechea. Din Pechea? Da. Din localitatea Pechea. Din păcate, o veste foarte tristă. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații.